Salutare și bun venit la un nou episod de vlog. Mitrache Marius mă numesc, iar astăzi vreau să vă arăt ce mănânc într-o zi, bineînțeles vegan și în carantină. Vreau să vedeți cum s-au modificat mesele mele, obiceiurile mele și niște idei pentru gătit, pentru că primesc de foarte multe ori întrebări în legătură cu dieta vegană, de unde ți-e proteina și așa mai departe. Cam așa arată mesele mele, sunt 2 ani de zile de când... 2 ani? Da, 2 ani se fac în... cred că 2 săptămâni. Da, aproape 2 ani de când sunt vegan. Ceea ce mă urmăresc de mai mult timp, știu că am reușit să fac și performanță, am concurat cu rezultate foarte bune anul trecut cu o dietă de genul ăsta. Bineînțeles, pe măsură ce lucrurile avansează spre forma de concurs, vor dispărea din calorii, unele surse vor dispărea, se vor face diverse ajustări. La fel și în situația în care vrei să adaugi niște calorii, mă rog, alea sunt strategii pentru alte videouri. Dar pentru astăzi, haideți să începem cu micul dejun. Pot să folosesc 25 de grame de semințe de in sau 25 de grame de semințe de chia, am să folosesc chia. De data asta. Ia uitați. Ca la farmacie. După care avem lapte vegetal cocos, care are foarte puține calorii, 14 pe 100 de mililitri și mie personal mi se pare mult mai bun decât laptele de vacă. Și avem 250 de mililitri, deci te sângem la 275. Și cu bonus. Acum așteptăm să se umfle, mestecăm puțin și în 10 minute ar trebui să arate ca o budincă. Ideea e să udăm semințele astea ca să meargă mai repede treaba. Au trecut vreo 5 minute și deja situația arată mult mai gelatinoasă și mai omogenă. Am curățat și 2 kiwi. Iar acum avem fructe congelate. 100 de grame. Haideți. Nu fiți timide. 99. Perfect. Astea vor merge la microunde timp de 1 minut, 1 minut jumate. După care le voi pune peste preparatul complet. Aici avem ovăz organic instant de ciocolată și alune de pădure. Iar aici avem proteină de soia, tot așa, ciocolată și alune de pădure. Punem 50 de grame de ovăz. Asta înseamnă vreo cupă jumate. Ochiometric, elegant. La fel 50 de grame și de proteină de soia. Bun, suntem cool. Urmează o cupă de glutamină, fructul pasiunii. Răsturnăm chia peste și omogenizăm. Acum că totul e omogenizat, punem fructele. Deci ador fructele de pădure. V-am mai spus și în alte videouri, au cel mai bun raport micronutrienți calorii. Punem și kiwiul. După care ultimul detaliu, niște sirop de ciocolată zero. Și micul dejun este servit. Îmi place atât de mult mâncarea asta încât o mănânc și la ultima masă. Așa că din 4-5 mese, 2 sunt așa. Acum avem pastele pe foc. Avem paste, ciuperci, năut, ardei, ceapă, suc de roșii. Încă un pic și sunt gata. Avem masă cu numărul 2. Năut de la Apetit, preferatul meu. Are cele mai puține grăsimi dintre toate humusurile pe care le găsim în piață. 4,2 grame. Avem pastele de mai devreme, care au și ele năut. Deci urmează salata. Avem salată de rucola, salată verde, roșii, ardei gras. Și cred că mai sunt niște verdețuri pe aici. Cam asta este masa cu numărul 2, o masă standard. Cred că am ochiometric undeva în jur de vreo 500 de calorii. Cam așa arată o salată la mine. Asta o mănânc la o masă. Am 2 mese de genul ăsta, deci foarte multe verdețuri în general. Mulți antioxidanți, multe fibre. Încerc să mănânc cât mai sănătos, cât mai clean. Asta bineînțeles intră în categoria de procesate, dar în perioada asta n-am o restricție calorică foarte mare. Încerc să stau undeva la 5 mese, a câte 4-500 de calorii. Încerc măcar să mă mențin, să îmi păstrez
greutatea de dinainte, asta înseamnă 7-7-7-8 kg, să mă antrenez și momentan funcționează lucrurile astea. Doar că trebuie să ajustăm cumva consumul caloric față de ce făceam înainte. Pentru că dacă înainte, nu știu, făceai 10.000 de pași pe zi și acum trebuie să stai în casă, sunt 10.000 de pași, care înseamnă, nu știu, 600 de kilocalorii, ceva de genul probabil, între 500 și 700 dacă nu mă înșel, pe care n-ar trebui să le mai mâncăm dacă vrem să ne menținem. Deci trebuie să aveți în vedere și lucrurile astea. Cam asta a fost masa cu numărul 2, este gustoasă, este, nu știu, delicioasă și am proteină, carbohidrați, grăsimile low, mănânc destul de low fat, asta e discuție pentru altă dată, dar să am poftă. Haideți să vorbim și despre masa cu numărul 3, că ne e fomică. Avem 100 de grame de soia, făcută la cuptor, fiartă prima dată, condimentată. Cu ce e condimentată, Ana Maria? Paprika? Da, și usturoi și puțin piper. Bun, ăsta e life hack ce vă învăț acum, vegani știu. Restul nu cred că știți. Avem așa pizza asta, pizza bruschetta, scrie pe ea vegan, asta e de 350 de grame, sunt două feluri, e asta odată și mai una se numește verdura, dacă nu mă înșel, asta e bruschetta. Are, deci, 350 de grame am zis, are 550 de calorii pe toată pizza, adică 157 calorii pe 100 de grame. Și nu doar că e foarte bună la gust. Are făină de grâu 22%, sos de roșii, făină de grâu, ceapă, usturoi, oregano, busuioc și așa mai departe. Ce vreau să vă zic este că, deși ați crede că asta e junk, nu e aproape nimic junk în ea, are, e și low fat, exact cum mănânc eu. Iar diferența între făină albă și orez este aproape zero. Dacă mă întrebați pe mine, sunt niște plusuri pentru făină albă. Trebuie să înțelegeți ce înseamnă integral și scos din contextul integral, respectiv orezul alb este varianta procesată a orezului integral, așa cum făina albă este varianta procesată a făinii integrale. Diferența între... Când auziți pe cineva de mâncat integral, se referă nu la ce vedeți voi în general, se referă la chestii care au și coaja exterioară, care prin procesare se duce. Bineînțeles, gustul e mai bun, dar e crește și indicele glicemic. Cam asta e diferența. Foarte pe scurt, între ceva integral și ceva procesat. Deci, nu știu dacă o să mănânc toată asta, probabil o să mănânc două treimi, o să mănânc Ana Maria vreo felie. Asta nu o să mănânc pe toată, o să mănânc vreo 75 de grame, 150 de grame mănânc cam la două mese. Asta este standardul. Mai am și aici 5 grame de proteină la 100 de grame, dacă mănânc 250 de grame, mai sunt 12,5. Avem odată siracea asta care e foarte picant. Avem teriyaki cu foarte puține calorii și mai avem de bolognese, tot așa cu foarte puține calorii. Unul dintre ele mai multe, o combinație, cam așa. Asta este masa cu numărul 3. Astăzi a fost pe paste, apropo. Astăzi a fost mai mult pe paste, dar în general foarte mult pe cartof merg. Îmi place foarte mult cartoful în orice formă. N-am o problemă să mănânc piure la cuptor. Prăjiți, cred că mănânc de două ori pe an. Nu prea mănânc prăjiți, deși vă dați seama că îmi plac și mie cum vă plac tuturor. Fata, ce vrea tata? Ce vrea fata? Ia! Și lor le place. Tuturor ne place. Bun, asta a fost masa cu numărul 3. Revenim la masa cu numărul 4. Apropo, am uitat să vă zic legat de pizza asta și de cealaltă. Le găsiți în Lidl și costă 6 lei. Atenție, 6 lei doar. 6. Ce vreți, mă? De ce ați venit? De ce ați venit? Vreau să știu. Ia. De ce obraznic? Bă, cum puteți fiți așa obraznici, mă? Nu v-am educat cum trebuie. N-aveți cele 7 luni de acasă. Obraznici sunteți. Snoopy cel rău și așa ce obraznică. Am ajuns și masa cu numărul 4. Apropo, nu e nicio ordine la mesele astea, în afară de masa 1 și masa 5, care sunt cu ovăz. În rest pot fi într-o ordine aleatorie. Asta e o masă mai rapidă și avem fasole de la Bonduel, preferata mea, nu chiar varianta asta, ci varianta texană sau peruană. Sunt cu un sos barbecue, sunt geniale. Avem tofu afumat, iar și îmi place de mor, pentru cei ce nu știu, arată cam așa. Arată și are gust spre cașcaval afumat, costă undeva la vreo 7 lei.
și are, vă zic imediat, 13 grame de proteine la 100 de grame, 230 de grame în total și 144 de calorii pe 100 de grame, asta înseamnă 288 și cu încă vreo 300 de calorii pe acolo, toată cutia. Salată cu mai mult castravete de data asta și am de la Food Kit, mâncare care îmi place foarte, foarte mult și mă ajută, foarte gustoasă. Și o să o țin până aproape de concurs, dacă o să concurez anul ăsta, dar cu coronavirus ăsta habar n-am. Avem așa, chili fără carne, e bestia la gust. Avem o supă la alegere, una oricare. Roșii, linte, dovleac. Mie îmi place foarte mult asta de dovleac, îmi place dovleacul răzuit, plăcinta de dovleac, nu știu de ce sunt așa de tripat pe dovleac. Pe de altă parte, dovleacul are foarte puține calorii în general, așa că e ideal de folosit pe perioada de deficit caloric, ca și păcăleală, să zic. În general, încerc să mănânc mâncare voluminoasă, dar cu puține calorii. Cam asta ar trebui să facem cu toții când vine vorba de perioada de definire, spre deosebire de cei ce vor să aibă un surplus caloric, care trebuie să mănânce chestii mai condensate caloric, să zic, mai dense caloric. Să nu ocupe atât de mult spațiu în stomac încât să declanșezi procesul de sațietate, dar pentru ce fac eu în mod normal, cam așa arată una din mese, 2 minute la microunde, salata se face în 2 minute, ăsta a scos din conservă, asta a scos din conservă, deci astea ar fi sursele principale de proteină, aici am salatele și iarăși 130 de calorii, nu 130, ceva de genul, nu mai știu exact, au între 100 și 200 calorii au supele astea, a câte, cât au, 350 de grame. Adică destul de mult volum, dacă să ne uităm, cred că aici are vreo 400 de grame, cu 350 o supă, cu 300 de grame asta, 400 asta, 250 asta, mă duc spre un kg de mâncare odată. Și nu sunt atât de multe calorii, dacă stăm să calculăm, tot așa în jurul la 500 stau, 500 maxim 600, dacă mănânc 600 la masă, am în jur de 4 mese, dacă mănânc 4-500, am în jur de 5 mese. Ca să știți, asta este raționamentul din spatele alimentației mele. Folosesc în salate doar oțet de mere, nu folosesc uleiuri nimic, nici la gătit, nici nicăieri. Da, cam asta e masa cu numărul 4, delicioasă. Am ajuns și la ultima masă din zi, masa cu numărul 5, care v-am spus de dimineață este la fel cu prima masă, identică, tot un mic dejun, dar la ultima masă. Mi-e place foarte mult, de asta și aleg să mănânc de două ori aceeași chestie și anume vom avea, în primul rând vreau să-mi admirați cana, ocupă jumate de proteină, după care două de uvăz, una, după care avem lapte de migdale, ăsta e din Lidl, 200 de mililitri, de data asta mai puțin, pentru că n-am mai pus semințe de chia care se umple să-mi transforme situația asta în ceva foarte omogen. Dar tot mai nevoie pentru că soia este oarecum asemenea caseinei. Cât mestecăm, vreau să vă spun că avem ciocolată și alune de pădure, migdale și ciocolată cu alune de pădure. Deci am făcut un fel de, asta la final va fi ca un fel de Nutella proteică, foarte puține calorii prin comparație, deloc junky. Puteți să o faceți mai apoasă, puteți să o faceți mai cremoasă și m-ați văzut în trecut că mănânc semințe de chia, semințe de in, semințe de in pot fi de mai multe culori, semințele de chia n-am văzut o diversitate mare. Iar la masa asta am să folosesc semințe de dovleac. Haideți să vedem, dăm pe 0. 25 de grame. Mai am varianta cu semințe de susan, dar momentan nu mai am semințe de susan. 150 de grame de zmeură, le băgăm la microunde un minut. Deci cam așa arată situația de la ultima masă. Avem proteină, carbohidrați din ovăz și fructe de pădure. De data asta vom folosi zmeură. Proteină, carbohidrați, grăsimi sănătoase și prin grăsimi sănătoase înțeleg grăsimile care nu sunt saturate, nu sunt grăsimi trans, care sunt ultima speță de grăsimi. Când zic grăsimi sănătoase, mă refer la grăsimi care au în componența
produsului, componența alimentului și alte beneficii, adică niște micronutrienți, niște vitamine și niște minerale. Am ales Meura pentru că din zona noastră geografică Meura are pe de ce mai mulți antioxidanți și dacă nu mă înșel, ar mai fi coacăze și măceșe, ceva de genul. Măceșele sunt pe numărul, sunt pe locul numărul 1 și sunt foarte scumpe. Dar Meura se găsește undeva la 20 de lei kilogramul, dacă o găsești în sezon, poți să o prinzi și mai ieftin, am prins-o mult mai ieftin de atât, dacă aveți pe cineva pe la țară, cu atât mai bine. Asta este, nu mai aveți decât Meura aici, cam asta este ultima masă, eu am ochii închiși de somn, să am poftă, sper că episodul ăsta v-a plăcut, sper că ați găsit instructiv, sper că v-am dat niște idei de cum ați putea să abordați și voi alimentația voastră. Dacă v-a plăcut, vă aștept cu un subscribe, vă aștept cu un follow pe Instagram la arondmariusgym.ro. Chiar din restul videolelor făcute de mine, YouTube consideră că pe acestea două le-ați găsit interesante. Așa că să ne vedem cu bine la episodul următoare. Baftă!